Vă salutăm din Loma Linda și vă spunem un bun venit la Întreabă Cuvântul. Ne bucurăm că avem ocazia să fim din nou împreună și să studiem Sfânta Scriptură. În seara aceasta suntem împreună cu pastorul Valentin Dăneață și cu Gabriela Istrate. Bine ați venit! Mulțumim foarte mult și bine v-am găsit! Ne bucurăm de ocazia aceasta, ultima pentru o vreme, dar te asigurăm că te mai așteptăm. Mulțumesc și a fost o plăcere deosebită și pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră în aceste sabate. Mulțumim. Îl rog pe pastorul Dăneață să ne conducă în rugăciunea la începutul studiului. Tatăl nostru, trăim într-o lume cu moșteniri ciudate. Moștenirea lăsată de Cain apasă greu, Părinte, în tradiția și în moștenirile noastre. În numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne să prețuim moștenirea lăsată de Domnul Iisus Hristos. Amin. Să dorim neprihănirea Lui și să ne bucurăm de ea. Învață-ne asta din studiul de azi. Amin. 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 M-am întrebat la începutul studiului de ce este nevoie să studiem problema Cain. Nu am fi putut găsi alte subiecte mai interesante, mai profunde, mai fascinante. Subiectul Cain e puțin morbid. Deci, de ce ne oprim asupra lui? Știi, Ionel, spune-mi, te rog mie, de ce am ales imaginea din spate. Imaginea din spate am ales-o exact pentru că ea reprezintă spiritul lui Cain, moștenirea lui Cain. Pentru cei care nu sunt familiari cu imaginea aceasta, reprezintă intrarea în lagărul de concentrare de la Auschwitz. O altă imagine foarte cunoscută are o lozincă pe ea, o lozincă care sună mai mult a lozincă socialistă sau comunistă, Arbeit macht frei. Munca te face liber. Din păcate, era o înșelătorie cum toate lucrurile rele care originează de la înșelătorul de la început sunt și eliberarea celor care intrau pe acea poartă era de fapt o tragedie. Știi, avem un sindrom, Ionel, și sindromul nostru este să nu recunoaștem faptul că avem o moștenire de tipul ăsta. Citim în Sfânta Scriptură și avem impresia că Cain este un fenomen izolat, care a dispărut odată cu încheierea vieții lui. A fugit de la fața Domnului și apoi nu mai știm nimic despre el. În realitate, urmele lui Cain, chiar dacă nu se văd foarte bine atunci în raportul biblic, urmele lui Cain se văd azi. Când în ciuda culturii, când în ciuda educației, în ciuda civilizației, avem Auschwitz, avem război în Ucraina, avem tot ceea ce este acum. Ne biruie răul dinăuntru, toată educația din afară. Mulțumesc! Și cred că studiul ne ajută să înțelegem și responsabilitatea deosebită pe care o avem și din punct de vedere al, eu știu, faptului că suntem părinți. Mi-aduc aminte în tinerețe sau în adolescență, nu mă preocupa foarte mult subiectul acesta, însă în momentul în care am devenit mamă, am devenit mai responsabile și am înțeles că transmitem o moștenire importantă copiilor noștri. Și dincolo de preocuparea pe care cred că în mod normal trebuie să o avem, să avem grijă cumva de tot ceea ce înseamnă material și să ne îngrijim de viitorul și de binele copiilor noștri, nu trebuie să uităm din vedere faptul că transmitem valori, transmitem modele de viață și așa cum Cain a lăsat o moștenire și se amintea foarte clar lucrul acesta, o moștenire pe care o revedem și astăzi în comportament, în atitudini, la fel fiecare dintre noi avem responsabilitatea să trăim de așa manieră încât să lăsăm o moștenire bună copiilor noștri și urmașilor noștri. Și aș aduce în discuție și subiectul influenței. Poate că sunt printre cei care ne ascultă care n-au copii, dar fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, avem o influență asupra celorlalți. Ce se vede după noi? Ce lăsăm celor care sunt în preajma noastră, celor care sunt la locul de muncă sau colegilor noștri? Care este influența pe care o avem? Mulțumesc! Și pentru că am menționat subiectul nazismului și Gabriela menționează problema responsabilității, m-ai dus cu gândul la cuvintele lui Niemöller, Martin Niemöller,
care spune mai întâi au venit pentru socialiști, au venit să-i aresteze pe socialiști. Și n-am spus nimic, pentru că eu nu eram socialist. Apoi au venit pentru membrii sindicatului. Și eu n-am spus nimic, pentru că nu eram membru sindicatului. Apoi au venit pentru evrei și eu n-am spus nimic, pentru că nu eram evreu. Apoi au venit pentru mine. Și nu mai era nimeni rămas să vorbească pentru mine, în favoarea mea. Nu pentru că încercăm să ne asigurăm supraviețuirea și dacă nu vorbim pentru, în favoarea unei clase, ar trebui să o facem, ci pentru că este datoria morală, pentru că nu vrem să se repete istoria de gen Auschwitz. Din păcate, aceasta este moștenirea lui Cain. Deci, nu există niciun dubiu că trebuie să studiem pe Cain și întâmplările legate de Cain și fratele lui. Pentru început, Adam și Eva primesc o promisiune. Promisiunea e sămânța va zdrobi capul șarpelui. Care este reacția lor când primesc această promisiune și cum cred ei că se împlinește ea? Cred că au fost extrem de bucuroși pentru această promisiune pe care au primit-o și studiul menționează foarte clar că Eva a așteptat cu mare nerăbdare nașterea primului ei copil, pentru că spera că odată cu nașterea acestui copil va veni Mântuitorul sau acel așteptat care avea să zdrobească capul șarpelui. Mi-am imaginat oare ce a fost în sufletul ei pe perioada sarcinii. Au fost 9 luni de zile, perioada în care ea a gândit și a legat cumva multe așteptări de copilul care avea să se nască. Și studiul punctează lucrul acesta, a așteptat și l-a văzut pe Cain ca fiind răscumpărătorul acela care trebuia să vină și să zdrobească capul șarpelui. Interesant să ne gândim că Eva și-a închipuit că pedeapsa va fi de scurtă durată. O, da. La asta mă gândeam. Poftim. Cum ar fi fost dacă Eva ar fi putut afla că vor trece mii de ani? Când ea a așteptat ca lucrurile să se rezolve rapid acolo, a simțit nevoia asta, a sperat treaba asta. Pentru că ați vorbit de urmări, responsabilitate și influență, niciodată nu știm până unde duc urmările unei simple alegeri. Înțeleg pe Eva faptul că se gândește cât de repede va veni acest răscumpărător. Trăiesc cu vina păcatului, trăiesc cu teama de consecințele păcatului, aștept să vină acest răscumpărător cât mai repede. Însă răscumpărătorul nu poate veni până când consecințele păcatului nu se văd mai clar. Neascultarea din grădină este, să zicem așa, un păcat care nu rănește pe nimeni. Moartea lui Abel e o crimă, prima crimă din istoria omenirii, se vede sânge vărsat. Dar e doar o persoană. Nu știu, mi se pare că Stalin, un alt geniu rău, spunea ceva în genul că dacă omori un om, e crimă. Dacă omori milioane, e doar o statistică. Aveam nevoie de statistici ca să ne convingem cât de rău este răul? Aveam nevoie de mii, sute de mii. Există o expresie în Scriptură, zice, un potop de nelegiuiri. Vă aduceți aminte expresia asta. Înfrățirea ideii de potop cu ideea de nelegiuire ne duce la tabloul acesta al unei lumi potopite până peste poate de ideea de nelegiuire și de păcat, de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Am ajuns acolo de mai multe ori și vom ajunge până când Dumnezeu va hotărâ că e prea destul. Dar probabil că această recurență a evenimentelor este lăsată de Dumnezeu pentru a convinge pe oameni că orice cale fără Dumnezeu tot acolo duce. Mulțumesc. Deci, Eva și probabil și Adam se gândesc ce binecuvântare. Am primit un dar de la Dumnezeu, acesta este răscumpărătorul.
Care este reacția lor când se naște Abel? Biblia nu ne dă foarte multe detalii despre momentul acesta când apare în familia lor cel de-al doilea copil. Dacă pentru Cain spune că verbul lui înseamnă a dobândi, a obține, a achiziționa, se pare, așa cum spune studiul, că numele de Abel înseamnă, de fapt, lipsă de substanță, același cuvânt, abur. Deci iată că nu avem foarte multe detalii despre atitudinea pe care ei au avut-o atunci când în familia lor s-a născut cel de-al doilea copil. Nu știm nici care a fost reacția pe care a avut-o fratele mai mare, Cain, vis-a-vis de nașterea și de fratele lui care s-a născut, frate de Abel. Abel reprezintă primul indiciu că istoria nu se va desăvârși cu Cain. Dacă ar fi avut doar un singur copil, atunci acesta ar fi trebuit să fie domnul însuși, așa cum sugerează. Nu mai era nevoie de backup. Dar când apare al doilea, al treilea, al patrulea, un fel de etc. și după aceea apare o omenire întreagă, atunci îți dai seama că deja perspectiva se schimbă. Nu mai ai de-a face Adam, Eva și rezolvarea. Ai de-a face cu Adam, Eva, rezultatul vieților lor și cândva, într-o anumită condiție neștiută în viitor, probabil că va interveni Dumnezeu. Probabil că de asta apare acea nuanță de nesiguranță la Abel când spune e deșertăciune, e abur, e ceva tranzient foarte rapid. Au început să înțeleagă că vor sta mai mult pe pământul ăsta. Mulțumesc. Ducan ne avertizează să nu citim prea mult în puținele cuvinte spuse despre Cain și Abel, însă numele, cred eu, ne sugerează statutul fiecăruia în familie. Întâmplarea imediat următoare are loc la procesul jertfelor. Aici avem de-a face, de fapt, cu întemeierea unei noi religii. De ce putem spune lucrul acesta? E o întrebare pertinentă pentru foarte mulți oameni. De ce sunt atâtea religii? Că ne-am săturat. Atâtea nuanțe. Răspunsul, cel puțin la modul incipient, se află aici. Cain este acela care produce prima inovație în ceea ce privește religia. Este un creator religios. Dumnezeu este acela care dă reguli în ideea de a menține regulile. Un așa zice Domnul. Asta este specific lui Dumnezeu. Ceea ce face Cain acum este o relativizare a regulilor lui Dumnezeu, o inovație din punctul lui de vedere, ideea că se poate și așa. În momentul în care te abați de la adevăr cu 5%, ai de-a face cu o realitate de 95%. Asta, realitatea de 95%, nu e un adevăr mai mic, cum suntem tentați noi să credem, ci 95% e o altă realitate din punct de vedere al lui Dumnezeu. El are 100% adevăr, care este realitatea lui Dumnezeu, și apoi orice inovație, orice compromis, orice abatere de la 100, de la 100% este o altă realitate, o altă religie, o altă credință, un alt Dumnezeu, un alt zeu. Și așa am început noi să ne fabricăm religii. Se ajunge spre o infinitate astăzi. Da. Mulțumesc. Aceasta este problema, exact. Cât ascult din ceea ce spune Dumnezeu? Sunt gata să ascult exact cum spune Dumnezeu și cum mi-a prezentat foarte clar? Sau consider că este și o altă variantă? Doamne, nu atât, nu 100%. Merge și 95% sau poate chiar 99%. Da? Însă rezultatele vom vedea în studiu care sunt. Mulțumesc. Atunci când ne permitem să gândim în modul acesta și să ne abatem de la cuvântul clar al lui Dumnezeu sau ne permitem o ascultare de genul acesta în procente. Mulțumesc. Mi se pare că... Numai puțin, ascultarea în procente, nu e ascultare. Corect. Ascultarea în procente avem noi impresia, poate că este doar ascultare. E fraudarea lui Dumnezeu. Ascultarea în procente e neascultare. Scurt. E neascultare. Noi zicem că sunt o mulțime de religii.
În realitate nu sunt o mulțime de religii. Sunt două categorii. Este adevăr 100% și este ceea ce Dumnezeu a spus și de aici încolo toate celelalte nu sunt altceva decât variații pe aceeași temă. Și anume neascultare, ai zis-o procentaje diferite. La procentaje diferite. Asta e tot. Da. Mă întreb dacă începem să observăm o anumită temă în studiile noastre. Primul studiu a spus Dumnezeu a creat totul. Și după fiecare pas al creațiunii, a examinat ce a creat și a spus, e bun, e foarte bun. În studiul precedent, am discutat căderea omului și am introdus ideea aceea că Eva s-a uitat la pom și a considerat că pomul este bun. Implicația că Eva i-a luat locul lui Dumnezeu. În loc ca Dumnezeu să decreteze ce este bun și ce este rău, Eva își arogă privilegiul, spune-o ce e bun. Face și Cain același lucru? Dumnezeu spusese, nu e bun de mâncat. Corect. Nu e bun de privit. Nici măcar nu-l priviți. Duceți-vă mai departe, evitați. Și Eva spune, bun de privit, bun de mâncat, bun de dorit să deschidă cuiva mintea. Și dintr-o dată, și Eva în situația asta, este o inovatoare. Ea redefinește ceea ce Dumnezeu a spus. Păi, toate sunt bune, dar nu de mâncat, nu de privit, nu de poftit. Și Cain învață lecția. Dacă mama a spus contra ceea ce a spusese Dumnezeu înainte, dacă mama a spus că fructul e bun, spun și eu că jertfa e bună, jertfa mea e bună. Da, și că nu de este ce n-aș neapărat, avea drept? Exact. Și de ce neapărat trebuie să ascult de ceea ce a spus Dumnezeu să fie o jertfă cu sânge, când pot să aduc o jertfă unde nu este sânge. Așa cum consider eu că este mai bine și mai potrivit. Că ați adus deja în discuție problema jertfei. Cu sânge sau fără sânge? O primă întrebare care se ridică în mintea mea este, știa Abel că mielul respectiv este un simbol pentru un răscumpărător? Da? Care-i părerea noastră? Da sau nu? Eu cred că da. Știa. Eu la fel. Știa? Da, sigur că da. Ca urmare, de ce n-a vrut să fie cu răscumpărător jertfa lui? Că dacă ne uităm bine, jertfa fără sânge se transformă după... Scuze, n-am... Ca să fim clari. Ați spus știa Abel că jertfa se cere cu sânge. Nu, Cain. Ok. Cain. Deci, mulțumesc. Reformulăm. Deci știa Cain că Dumnezeu cere o jertfă cu sânge. Am spus da. De ce cere Dumnezeu? În momentul în care el zice nu vreau să aduc o jertfă cu sânge, de fapt ce implică el în condițiile astea? Nu vreau jertfă cu sânge. El, dacă ne uităm puțin în ceea ce se întâmplă mai târziu, în cărțile lui Moise, jertfele fără sânge în general erau jertfe de mulțumire, Corect. De laud. Și atunci el ce zice? Păi nu aduc o jertfă cu sânge ca să-mi cer iertare de păcate. N-am făcut nimic rău. Eu îi aduc mulțumirea lui Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă. Ce greșește în toată treaba asta? O voce care se aude și astăzi. Mai multe. Da? Mai multe greșeli. Exact. O voce care se aude și astăzi. Dar ce am făcut rău? Dar n-am dat în cap nimănui? Dar nu am furat? Nu am făcut lucruri de care să-mi fie rușine? De ce am nevoie neapărat de Mântuitorul? De ce am nevoie neapărat de iertare? De ce am nevoie de pocăință? Pentru că sunt un om moral, sunt un om onest, sunt un om... Uită-te la cei din jurul meu, nu mă compar cu ei. Exact, da. Deci se pare că n-a fost doar în mintea lui Cain. Este o moștenire, așa cum discutăm la studiu, pe care o regăsim astăzi în multe inimi. Iar Cain, aș îndrăzni să spun că manifestă o aroganță supremă aici. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în grădina Edenului, bineînțeles, am discutat, Eva se angajează într-o dezbatere teologică cu diavolul. O pierde, dar nu poți neapărat să zici că Eva a dat dovadă de același spirit precum spiritul lui Cain. Cain, cu îndrăzneală, cu aroganță, ridică pumnul spre cer și spune, ai spus tu jertfă cu sânge, dar mie nu-mi pasă. Fii atent un lucru, dacă încercăm să raționalizăm puțin
situația lui Cain, ajungem la următoarea concluzie. Cain se vede pe sine victimă. Adică de ce este el în afara grădinii Edenului? De ce nu mai are nevoie, de ce nu mai are voie să intre în grădină? Din ce cauză? Păi, depinde. Ori părinții... Păcătuiseră taicăsul. Taicăsul păcătuise. Da, dar Dumnezeu îi dăduse afară. Păi da, deci, și... cineva dintre aceștia doi, cine era de vină? Sau cine era de vină mai mult? Bun, nu, taicăsul. Sau poate Dumnezeu. Dar nemulțumire, da, pentru părinții lui, cred că îndrepta nemulțumirea. Mânia și spre Dumnezeu. Bun, deci o luăm pe bucățele. În primul rând, eu nu sunt vinovat. Dacă o fi vinovat, o fi tata, dar nu eu. Și dacă stau și mă gândesc la tata, da? Pentru ce l-a dat afară din grădină? Doar pentru atât? Doar pentru atât? Adică a luat dintr-un pom, a luat pentru un pom și îi strici tu toată viața, tot viitorul, absolut tot? Și evident, Dumnezeu este supus unui proces destul de serios din partea lui, lui Cain. Și în condițiile astea, Cain zice, uite ce se întâmplă, eu n-am nevoie de, de jertfă în momentul acesta, pentru că eu nu mă consider vinovat, pur și simplu. Nu mă consider vinovat. Ca urmare, el este acela care spune, aduc Domnului o jertfă, pentru ca să arăt că totuși țin cont de Dumnezeu, dar nu mă pune acum să mă consider și păcătos. Te rog, e frumos, nu mă pune să mă consider păcătos. Ca urmare, așa ia naștere ideea de, ideea de jertfă fără sânge în cazul nostru. Mulțumesc. Deci, prima religie falsă. Cain se răzvrătește în mod vizibil. Dumnezeu își manifestă dezaprobarea. Nu ni se spune foarte clar cum o face, cum percepe Cain că Dumnezeu nu acceptă jertfa lui, dar este clar că înțelege. Deci, în ciuda tuturor celorlalte măsuri pe care le ia Cain, sau în ciuda felului de gândire a lui Cain, măcar atât înțelege, că Dumnezeu nu i-a acceptat jertfa. Pe mine mă fascinează dialogul ăsta foarte deschis pe care Dumnezeu îl are cu Cain. Uite, textul de memorizat. Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Bun, am înțeles asta. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Sunt câteva etape. Învățăm aici modul în care analizează Dumnezeu drumul spre păcat. Punctul 1. Prima dată faci rău. Vedeți, răul nu-i totuna cu păcatul. Răul este pregătirea pentru păcat. Ce făcuse, dacă ar trebui să analizăm aici întâmplarea, ce făcuse Cain rău? Jertfa. Momentul în care adusese jertfă fără sânge, pregătise terenul pentru crimă. Pentru ceea ce urmează mai târziu. Ăsta era primul lucru rău. Dumnezeu nu-i spune, păi ai făcut un păcat pentru faptul că n-ai adus jertfă cu sânge. Nu-l acuză. E treaba ta. Bun. Ok. Dar fii atent. Că ăsta este începutul, rezultatul e acolo. Și Dumnezeu în timpul ăsta vorbește cu Cain și îi descoperă tot ceea ce se întâmplă în viața lui, procesul ca atare. Deci, ai făcut rău la jertfă. Fii atent. Păcatul e la un pas de tine. După ce faci rău, este foarte aproape. Până la urmă, dorința lui se ține după tine. Și ceea ce mă, de asemenea mi se pare extraordinar, îi spune lui Cain, fii atent, tu ai putere să-l stăpânești. Un păcătos n-are putere să facă față păcatului. Așa învățăm noi, nu? De ce lui Cain Dumnezeu îi spune, dar tu ai putere să-l stăpânești? Care e problema? Cum înțelegem aici? Era Cain într-o situație în care încă Duhul Sfânt îi dădea putere? Era Cain într-o situație în care încă, zicem noi, e pocăit? Cum putea să stăpânească păcatul dacă noi spunem limpede că noi nu putem să facem față păcatului? Care-i dilema sau care-i soluția? Deci, din ce am citit eu despre felul de a fi a celor doi,
am înțeles că, pe de-o parte, Abel avea un spirit deosebit și Abel a recunoscut felul plin de har în care Dumnezeu, în care Dumnezeu a tratat problema păcatului. Extrapolez de aici și mă gândesc, Abel probabil spunea, Dumnezeu a fost plin de îndurare cu părinții mei. Ar fi putut, având în vedere că le spusese deja în ziua în care veți mânca, veți muri, ar fi putut să-i ucidă pe loc. Sau pur și simplu fructul oprit ar fi putut să-i ucidă pe loc. Dar n-a făcut lucrul acesta. Deci îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că n-a făcut lucrul acesta. Deci Abel reușește să vadă harul în ceea ce a făcut Dumnezeu. Pe de altă parte, Cain întreține în inima lui aceste simțăminte de rebeliune, care le vedem manifestate aici. Și ne se spune că omul acesta, așa zisul salvator, a murmurat împotriva lui Dumnezeu din cauza blestemului pronunțat la căderea în păcat. Deci, acest eveniment la jertfă nu este un eveniment izolat, nu este ceva care-i afara limitelor caracterului lui Cain. Este exact lucrul la care ar trebui să ne așteptăm, având în vedere cu ce se hrănise Cain. Deci, încă o dată, după textul de memorizat, așa cum spui tu, Cain mersese destul de mult pe drumul răului. De asta Dumnezeu îi spune, păcatul pândește la ușă, deci mai era doar un pas până să se finalizeze. Cain mergea pe drumul respectiv cu mare viteză și Dumnezeu îi spune, fii atent că ești la un pas. Bun, înțeleg treaba asta. Aș vrea să mai rămânem o dată. De ce îi spune Dumnezeu, poți să-l stăpânești? Nici nu zice poți să-l stăpânești, dar tu să-l stăpânești. Deci se pare că era în puterea lui Cain, ca în momentul respectiv, să stăpânească păcatul. Merg pe ideea asta pentru că după aceea vreau să întreb. Ne spune Dumnezeu asta și nouă azi? Da, până să ajungem la noi, el. De ce a spus să-l stăpânești? Pentru că în mare parte din teologia noastră noi zicem, noi nu poți să-l stăpânești, stai, nu se poate. De ce spune, poți să-l stăpânești? Aș încerca un răspuns începând de la celălalt capăt al răspunsului. Și anume Abel. Capitolul care ne prezintă eroii credinței vorbește și despre Abel. Spune, prin credință Abel a adus o jertfă mai bună decât fratele său Cain. Abel, după cum spuneam, a înțeles principiile mântuirii, a înțeles istoria, a înțeles modul lui Dumnezeu de a rezolva problema păcatului și modul în care Dumnezeu tratează pe părinții lui. Abel se folosește de ocazia aceasta pentru ca să accepte oferta lui Dumnezeu. Cain are exact aceeași oportunitate. Este crescut de aceiași părinți. Aș îndrăzni să spun că părinții i-au dat mult mai multă atenție decât săracului Abel. Și Cain putea să aleagă între credință și ascultare sau necredință și rebeliune. Unul a luat-o într-o parte, celălalt în cealaltă parte. Așa este. Încă o dată, poate reușim să ajungem. De ce n-a stăpânit Cain? Tu poți să stăpânești păcatul. Ai făcut rău, ok, ăsta nu-i păcat, ai mers până la punctul ăsta, mai este cale de întoarcere și poți să eviți păcatul, pentru că tu poți să-l stăpânești. Acum exercită-ți puterea de stăpânire asupra păcatului. Și Cain se pare că putea să facă treaba asta. Și totuși a ales să meargă pe drumul acesta înainte. Asta e demonstrația faptului că putea sau că nu putea? Putea. În momentul în care Dumnezeu îi spune tu poți, înseamnă că putea să-l stăpânească. Și să se oprească acolo. Și să se întoarcă de la drumul acesta pe care el pornise. Deci eu aș îndrăzni să spun că deja păcătuise. Iar dialogul lui sau
lecția pe care Dumnezeu i-o dă nu este o analiză a ce se întâmplase, ci o învățătură pentru viitor. Deci, după părerea mea, Cain deja păcătuise în legătură cu jertfa, pentru că ar fi trebuit să știe foarte bine ce jertfă trebuie adusă. Abel a adus o jertfă de ispășire, Cain a adus o jertfă de mulțumire. Cred, presupun, s-ar putea să greșesc, cred că felul în care Dumnezeu și-a exprimat dezaprobarea este lipsa focului. Da, cred. Da, spiritul profetic așa spune. Așa. Deci, Cain a păcătuit odată deja în legătură cu jertfa. Da. Când își dă seama că jertfa nu e primită, se mânie. Da. E un al doilea păcat, poate, și se posomărăște. Iar atunci Dumnezeu intervine și spune, nu știi lecția. Da. Tu ar trebui să cunoști cum funcționează lucrurile. Dacă așa? Eu aș rămâne puțin la schema textului de memorizare. Deși pot să fiu de acord cu tine că anume Cain, în momentul în care n-a vrut să aducă jertfă cu sânge, în momentul acela a fost mândru, a fost egoist, a fost revoltat, le-a avut pe toate. Ok, cu toate astea, legea din punct de vedere al lui Dumnezeu măsoară faptele rele. Și Dumnezeu îi spune, bă, tu ai făcut rău, dar încă n-ai păcătuit. Bă, cel puțin așa spune aici textul și aș merge pe treaba asta pentru că e o învățătură în tot ceea ce se întâmplă. Evident, există un drum, o cale care duce spre acolo, evident, te apropii din ce în ce mai mult, evident, mai e un pas până când trebuie să-l faci și Dumnezeu spune, oprește-te că poți. Întrebarea mea ar fi asta, de unde avea Cain putere să se oprească? Eu nu cred că avea putere să se oprească. Nu știu, Gabriela... Da, atunci Dumnezeu de ce îi spune? Am monopolizat discuția, te rog. Dar tu să-l stăpânești. De ce spune dar tu să-l stăpânești? Eu cred că nu degeaba îi spune Dumnezeu acolo că tu poți să-l stăpânești. Eu cred că la momentul acela încă el putea să facă pasul înapoi. În privința crimei. De, probabil. Dar nu vorbim de ceea ce făcuse deja. Vorbim de pasul pe care era gata să-l facă și Dumnezeu îi spune tu poți să te oprești la momentul acesta. Mie, în momentul ăsta, mi se pare că Dumnezeu marchează un fapt și anume Duhul Sfânt încă lucra la viața lui și la Cain. În momentul ăsta, Duhul Sfânt era cu presiune destul de mare asupra lui Cain și Dumnezeu îi spune tu poți să-l stăpânești având în vedere prezența Duhului Sfânt în corect. Viața sa. Cu ajutor divin putea să-l stăpânească. Complet de acord cu ideea aceasta. Deci, Cain, dacă ar fi fost dispus să solicite ajutor divin, putea să stăpânească păcatul. Numai că simțul lui de nedreptate îl forțează pe o cale de unde nu este întoarcere. Știi, îți aduce aminte când vine îngerul la Ierobam și spune du-te cu puterea pe care o ai și biruiește pe madianiți. Mi se pare că este cam același lucru aici. Zice, tu poți să-l stăpânești, eu ți-am dat putere, Duhul Sfânt este în viața ta. Să nu uităm că, în sfârșit, sunt la poarta grădinii Edenului. Dumnezeu încă lucrează cu putere asupra oamenilor, lucrează cu putere asupra lui. De ce spun toate lucrurile astea? Pentru a înțelege în aceeași măsură cât de mult luptă Cain împotriva Duhului Sfânt și împotriva lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu îi spune tu poți să-l stăpânești și Cain totuși spune nu. Clar? Nu. A fost o ocazie de har pe care Dumnezeu i-a dat-o. O posibilitate pe care o avea de a se opri, de a se întoarce. Și probabil că istoria ar fi scris altfel. Dacă la momentul acela ar fi fost gata să răspundă și să se pocăiască de atitudinea lui Ștef. Și atunci, acum, dacă luăm același text de memorizat și îl punem în dreptul nostru, Dumnezeu, mai ales cu omul pocăit, procedează la fel. Procedează și cu oamenii ceilalți la fel. Câte vreme Duhul Sfânt va mai rămâne asupra conștiințelor umane și asupra oamenilor, el încă mai pune frână în mințile multor oameni ca să nu păcătuiască și încă oamenii mai stăpânesc cât de cât din viciile și din moralitatea rea sau din imoralitatea lumii. Dar în ceea ce privește oamenii pocăiți, noi trebuie să știm că de fiecare dată Dumnezeu ne spune tu să-l stăpânești.
Este nevoie ca noi să facem exercițiul acesta. Este nevoie să exercităm puterea pe care Dumnezeu ne-o dă. Mulțumesc. Ați spune că această întâmplare e prima instanță în care Duhul Sfânt este întristat, în care un om comite păcatul de neiertat împotriva Duhului Sfânt? Pentru că Duhul Sfânt pledează și Cain. Viața lui Cain este un proces de întristare a Duhului Sfânt. Până la capăt face Cain treaba asta și vom vedea în momentul în care ajungem spre finalul studiului nostru, vom vedea cum Cain iese de la fața Domnului, încă un act de întristare și de revoltă împotriva Duhului Sfânt. Mulțumesc. Deci, am văzut ce se întâmplă cu aspectul religios, noua religie fondată de Cain. Apare, următorul pas este să apară altceva nou. Ce apare nou în tabloul Scripturii? Persecuția religioasă. Nemulțumit de faptul că Dumnezeu acceptă jertfa lui Abel, Cain, spune Biblia că s-a umplut de invidie, i s-a posomorât fața și știm care a fost atitudinea și cum a reacționat față de fratele lui. Deci am putea spune că este primul episod în care avem de-a face cu abuz din punctul acesta de vedere și cu persecuția religioasă împotriva celui care nu se închine la fel ca tine, celui care, iată, este acceptat de Dumnezeu și jertfa lui este primită înaintea lui Dumnezeu. Primul neascultător, primul persecutor. Prima religie nouă devine obligatorie persecutoare. Probabil că ceea ce putem înțelege acum este următorul lucru. Niciodată religia lui Hristos nu devine persecutoare. Întotdeauna religia lui Cain va deveni persecutoare. Întotdeauna. Deci asta este elementul de identitate sau de identificare a unui eșec religios. Persecuția. Mulțumesc. Primul martir. Corect. Este interesant că și în situația aceasta păcătosul, răufăcătorul, se folosește de decepție. Hai să mergem la o plimbare. Hai să ieșim la câmp. Abel probabil că habar n-avea ce-i plănuia Cain. În timp ce erau în câmp, în timp ce se bucurau, am putea spune, de frumusețele naturii pe care Dumnezeu le crease, Cain, mod mișelește, cu viclenie, îl ucide pe Abel. Poate că au continuat discuția de la jertfe? Poate că a fost un argument religios pro-contra? Băi, Abel, de ce ai făcut, mă, treaba asta? De ce n-ai ascultat de mine? Eu fi spus, Cain, așa? Cine e mai mare aici acasă? Nu sunt eu întâiul născut? Nu am comandat eu până acum totuși? Nu sunt eu responsabil cu serviciile religioase? De ce n-ai făcut cum ți-am zis eu? E un fel de a gândi. E un fel de a gândi. Nu neapărat s-a întâmplat așa. Spiritul profetic ne spune că Abel a încercat să-l convingă pe Cain de felul greșit în care proceda. Abel a încercat să-l apere pe Dumnezeu și să spună Dumnezeu este bun, Dumnezeu este drept. Abel a încercat să-i spună lui Cain, ai greșit tu, uită-te la tine însuți. Enervant? Foarte. Iritant la extrem. Deci Abel este iritant, este enervant. Cu toate astea face lucrul ăsta, din ce cauză o face? Nu trebuia să tacă Abel? Probabil că dacă tăcea, supraviețuia. Bun. Și atunci poate. De ce n-a tăcut? A fost un om al curajului. A avut puterea să spună. Adevăr 100% presupune și treaba asta, să aperi onoarea lui Dumnezeu cu prețul vieții. Încă un lucru extrem de interesant pe care ne-l spune Spiritul Profetic este că rațiunea și conștiința îi spuneau lui Cain că Abel avea dreptate. Însă el era atât de mâniat, mâniat la extrem, că unul care nu fusese dispus să asculte de sfaturile lui Cain,
ar avea acum curajul să-și exprime dezacordul sau dezaprobarea și că el, Cain, nu poate să câștige niciun adept la rebeliunea lui. Foarte interesant. Foarte interesant. Deci, Cain ar fi vrut ca să facă convertiți în ziua aia. Era dispus să-și mărească biserica. Da. Și Abel n-a vrut să meargă pe mâna lui. Să fim atenți, textul spune că Dumnezeu a venit din nou la Cain și a spus: pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a pus omorât fața? Eu am o problemă. Noi cam umblăm cu fața posomorâtă de obicei, nu? Și ne cam mâniem. Și ne cam mâniem, dar din diferite motive. Și noi nu conștientizăm atunci că s-ar putea să fi făcut un rău dacă faci rău și că păcatul pândește la ușă. Dar umblăm cu fața așa. Întrebarea este, de ce nu mai auzim pe Dumnezeu care spune: mă, omule, de ce umbli cu fața posomorâtă? Că ești creștin, că ești... Dar de ce umbli cu fața posomorâtă? Invidia ne fură bucuria. Corect. Și ne schimonosește și sufletul și ne schimonosește, se pare, și fața. Și oricât de mult am încercat noi să o acoperim sau să o ascundem, nu reușim lucrul acesta. Și probabil că pe termen lung schimonoseala devine permanentă. E o glumă în cultura americană. Părinții, mamele spun copiilor: nu te strâmba că s-ar putea să înghețe fața așa. Prin exercițiul acesta repetat al feței posomorâte, într-adevăr, colțurile gurii coboară și rămâi cu fața posomorâtă. Însă aș vrea să vă atrag atenția asupra unui alt aspect. Dumnezeu se mânie din când în când. Scriptura ne spune, Dumnezeu s-a mâniat. Mânia lui Dumnezeu este dreaptă. E posibil ca și omul să se mânie și mânia lui să fie dreaptă. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Corect. În cazul acesta, însă, Cain se mânie pe nedrept. Percepe că este o victimă, percepe că Dumnezeu îi pune bețe în roate, mai mult decât atât. Fratele lui, care ar trebui să fie omul cel mai apropiat, la fel îl trădează. Și din alăptarea acestui sentiment al nedreptății, al mâniei, ajunge la crimă. E interesant că Scriptura spune că supărarea n-aduce nimic bun. Dar nimic. Noi avem impresia că supărarea e o mare unealtă cu care noi putem schimba lumea și oamenii din jur, în timp ce Dumnezeu spune nu. Supărarea nu aduce nimic bun, ci merge numai la rău. Asta este tot. Diferența între supărarea noastră și supărarea lui Dumnezeu este că nouă, în timp ce ne supărăm, ne sare țandăra. Mai zicem noi, ne sare siguranța. Când ni se sare siguranța, nu mai suntem stăpâni pe noi, devenim iraționali și faptele pe care le facem noi sunt ca și când ar fi sub influența alcoolului. De asta mânia noastră nu seamănă deloc cu mânia lui Dumnezeu. Care mânia lui Dumnezeu pornește judecata și în momentul acela Dumnezeu judecă toate lucrurile fără să scape nimic de sub control și care în final implementează judecata sau sentința finală. Dar cele două n-au nimic în comun. Când îmi sare mie țandăra, să nu spun cumva că are ceva de a face cu mânia lui Dumnezeu. Și mai este un lucru, Ionel. Orice urmă de invidie, orice mânie sau lucruri de genul acesta pe care le cultivăm în sufletul nostru, s-ar putea să ne conducă la anumite atitudini la care nu ne-am gândit. Și nu degeaba, cred că Sfânta Scriptură spune să smulgem din inima noastră orice mânie, orice lucru de genul acesta, pentru că s-ar putea să ajungem în situația în care să facem lucruri pe care poate înainte nu ni le-am imaginat. Pentru că este un topogan al căderii și dacă îți permiți, da, să te duci, vei aluneca și vei ajunge. E nevoie doar de puțină drojdie ca să... Te duci, da. Mulțumesc. Psalmul 37:8. Lasă mânia, părăsește iuțimea. Nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Supărarea asta noastră.
A noastră. Cu țandăra. Sigur. Deci Dumnezeu se mânie și are dreptate. Dumnezeu se mânie când vede rău. Dumnezeu nu este un Dumnezeu capricios, precum Dumnezeii oamenilor din Antichitate. Nu este Zeus, nu este Jupiter sau oricine altcineva care, după dispoziția din această zi, acordă favoruri sau acordă blesteme. Dăm voie să vă mai spun un proverb. Poftim. Din Proverbe 27:3. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Problema noastră este că, pe lângă faptul că e supărare, subiectul mai e și nebun. Și aici se adună prea mult. Da. Mulțumesc. Trecem mai departe. Mm-hmm. Deci, Cain îl ucide pe Abel. Dumnezeu unde este? Acolo. Și ce face Dumnezeu când lucrul acesta se întâmplă? Dialogul ăsta la care tot asistăm este un dialog pe perioade lungi de timp. Nu este un dialog al câtorva ore. Între timp, Cain îl îngroapă pe frate său, timpul trece, încearcă să-și liniștească conștiința și în timp ce încerca să-și liniștească conștiința, Dumnezeu îi zice: unde-i fratele tău? Mm. Același Dumnezeu care îi spusese: vezi, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Îi spune: unde-i fratele tău? Ecoul acelei întrebări pe care Dumnezeu i-a pus-o tatălui său, lui Adam. Unde ești? Dacă totuși Adam recunoaște și dă chiar vina pe soția lui, se pare că Cain nu are această putere să recunoască păcatul pe care l-a făcut și încearcă să ascundă. Stau și mă gândesc și încerc să imaginez dialogul cu Eva și cu Adam. Că și ei l-au întrebat: unde este Abel? Probabil la fel le-a răspuns și lor, că dacă le răspunde el la Dumnezeu așa, cu siguranță că și acasă a zis: nu știu unde este. E păcatul acela al fraților lui Iosif, care l-au vândut și au zis: nu știu ce s-a făcut cu el, uite, a rămas doar haina, l-a mâncat o fiară și așa mai departe. Faptul că se face că nu știe, faptul că nu sunt eu păzitorul fratelui meu. Se aduce aici în discuție ideea aceasta de păzitor al fratelui. Suntem sau nu suntem păzitorii fraților noștri? Sau până unde merge lucrul acesta? Înainte să abordăm această idee, mi se pare interesant această paralelă între Adam și Cain. Dumnezeu, într-adevăr, îl întreabă pe Adam: unde ești? Adam spune: m-am ascuns, dar uite, cum sunt? Vin, ies la iveală. Cain, într-un mod paradoxal, uită că Dumnezeu este omniprezent și omniscient, atotă știutor. Și când Dumnezeu îl întreabă: unde e Abel? Nu știu. Ce sunt eu? Deci, acest păcat conduce la un soi de tâmpenie. În loc să spui: l-am omorât. Asta e. E adevărul. Spune: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? E o încercare puierilă de a se apăra de un păcat pe care știa foarte bine că îl comisese. Nu facem la fel când încercăm să ne scuzăm un anumit lucru pe care l-am făcut mințind în fața altora. Stai să vezi că nu este așa. Mințim pe oameni, dar uităm de fapt că nu putem minți pe Dumnezeu. Dumnezeu știe. Nu e același lucru? Cu siguranță. Ar trebui să învățăm. Deci, păzitorul fratelui meu, sunt? Suntem sau nu suntem? Până unde? Până unde cât? Să meargă? Haideți să definim cuvântul. Știi că a fi păzitor în sensul de a fi ocrotitor e una. Și aspectul pozitiv. Și a fi pândar e alta. Trebuie să stabilim ce suntem, pândari sau ocrotitori.
Nu știu, credeți că primul ucigaș a încercat să se dezvinovățească spunând eu nu sunt pândar, deci nu știu unde este Abel și nu s-a gândit la fațeta diametral opusă, nu de pândar, ci de ocrotitor, protector, îngrijitor. Și-a probabil modelat că... Cain atâta mintea încât să spună nu e datoria mea să pândesc. Să-l dau în gât pentru relele care le face. Deci, Cain e maestru în cuvinte. Aproape că se scoate neprihănit. Și nu-i nimic rău în treaba asta. Dar asta arată, până la urmă, dispoziția pe care o are în interior și pe care o avem, că vorba aceea e moștenire. Problema cu adevărul este că atunci când spui adevărul, dar nu tot adevărul, de fapt, adevărul adevărat nu e neapărat ce ai spus tu. Am avut zilele trecute o experiență de genul acesta la lucru, în care un subordonat a spus s-a întâmplat chestia asta și întârziem să trimitem un document. Și a trimis mai multora acest mesaj și am fost nevoit să spun într-adevăr, suntem întârziați, dar suntem întârziați pentru că tu ai cerut întârzierea. Deci, ai spus că suntem întârziați, dând vina pe ceilalți, dar ai neglijat să spui că de fapt tu ceruseai și aveai motive să ceri. Deci dacă spuneai, suntem întârziați, m-am gândit că avem nevoie să facem lucrul acesta și am solicitat o păsuire, nu era nicio problemă. Dar atunci când spui, suntem întârziați, doar se pare că colegii tăi au o problemă. Cain face același lucru. Această secvență în legătură cu pedepsirea lui Cain se pare a fi un joc. Cu ce se joacă Cain? Cu harul lui Dumnezeu, cu bunătatea lui, cu posibilitățile pe care Dumnezeu încă îi le mai oferă. Și se pare că întoarce spatele, ignoră tot ceea ce a făcut Dumnezeu și ceea ce vrea să facă pentru el. Le tratează ca niște nimicuri. Exact. Reacția lui Dumnezeu la cele spuse de Cain? Aș vrea să merg pe puncte. Punctul numărul 1. Dumnezeu îi spune, uite care e treaba, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu este un Dumnezeu factual. Indiferent ce spui tu, Dumnezeu ține cont de faptele care s-au întâmplat. Și el spune, uite ce se întâmplă, eu știu că acolo e sânge. Tot ce spui tu, o fi cum vrei, dar asta este... Realitatea este realitatea. Alta. Mulțumesc. Punctul numărul 1. Și el spune, datorită acestui fapt, intri sub blestem, blestemat ești tu. Spuneam în studiile trecute că Dumnezeu a blestemat șarpele. Și pământul. A blestemat pământul, dar n-a blestemat omul. Exact. Acum, iată-l pe Cain, care intră într-un păcat voit și cu bună știință și din cauza asta intră și el sub incidența blestemului. Pardon. Marea problemă care apare acum este Cain vine înaintea lui Dumnezeu și spune nu există o proporționalitate între păcat și pedeapsă. Eu am păcătuit prea puțin, pedeapsa e prea mare. Cu alte cuvinte, încă o dată ești nedrept. Da, ai ca fost și cu tata. Ai fost nedrept până acum și de asta eu m-am răsculat împotriva ta. Iarăși ești nedrept. Probabil implicația este să nu te aștepți ca eu să mă schimb cumva, pentru că întotdeauna m-ai tratat nedrept. Și sunt o victimă. Deci îl omorâse pe fratele său, sângele era acolo, Dumnezeu spune, blestemat ești, vei fi izgonit din blestemul acesta, din ogorul acesta și așa mai departe, pedeapsă. Și el spune, nu, e prea mult pentru mine treaba asta, probabil având explicații.
Probabil având explicații. Doamne, am eu explicațiile mele. E mare lucru cu raportul ăsta între pedeapsă și faptă. Mare lucru. Lumea până în ziua de astăzi e nemulțumită de așa ceva. E o altă moștenire, lăsată cu neclaritate. Și ei spun, Dumnezeu nu face niciodată o echivalență dreaptă între una și alta. Ca să fie drept, Dumnezeu trebuie să nu pedepsească pe nimeni. Asta este o altă fațată a lucrurilor. Da. Acuza există, e interesant cum reacționează Dumnezeu. De ce se prinde Dumnezeu în joc, în manipularea asta a lui Cain? De ce se prinde? Că îi zice la un moment dat, imediat îi zice, nu e adevărat, uite, îți voi da un semn ca nimeni să nu te omoare. Tu l-ai omorât pe fratele tău, dar tu nu vei fi omorât. Tu ești primul persecutor, meriți moartea, dar tu nu vei fi omorât datorită faptului că eu îți dau har. Oare Dumnezeu încearcă să sugereze pedeapsa ta, pedeapsa e mai mare să te lasă să trăiești în cunoștința răului pe care l-ai făcut? Nu știu. Noi putem înțelege asta. Nu știu dacă Cain atunci a înțeles lucrul ăsta, dar noi putem înțelege astăzi. Avem în spate 6.000 de ani de istorie grea, urâtă, încât ne întrebăm la ce a fost bună. Că parcă mai bine s-ar fi terminat istoria înainte ca să fi întâmplat atâtea lucruri. Dar Cain este în situația în care spune, uite, ai, te rog frumos, dă-mi o pedeapsă mai ușoară. Dacă îți dau o pedeapsă mai ușoară, ce? Ce se întâmplă dacă îți dai o pedeapsă mai ușoară? Deci, la ce te-ai aștepta de la Cain? Nu cred că atitudinea lui avea să se schimbe, chiar dacă era pedeapsa mai ușoară, pentru că era deja pornit pe drumul acesta. Păi și atunci de ce să-i dai pedeapsă mai ușoară? În mod normal, când zici, dăm o pedeapsă mai ușoară, te aștepți să e un târg. Uite, micșorează-mi pedeapsa și atunci voi fi eu mai bun. Da? Te aștepți la treaba asta. Și Dumnezeu a mers pe treaba asta. Uite, îți dau o pedeapsă mai ușoară. Uite, nimeni nu te va omorâ. Eu voi avea grijă de tine. Dacă cumva se va întâmpla ca să te atace cineva, să-ți facă ceva, eu te voi răzbuna desăvârșit. Eu te protejez din momentul ăsta. Și Dumnezeu îi asigură lui Cain protecția. Mie mi se pare că Cain se face vinovat de aceeași greșeală pe care o face Eva. Pentru că Dumnezeu îi spune, știu că l-ai ucis pe Abel, pământul este blestemat din cauza ta, nu va mai fi atât de roditor, iar punctul 3, pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain spune, mă izgonești azi de pe fața pământului. Va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Din toate aceste acuzații, reproșuri, doar partea pribeag și fugar pe pământ făcuse parte din pedeapsa pe care Dumnezeu o anunțase. Nu poți să te ascunzi de fața Domnului pe pământ. Nu erai izgonit de pe fața pământului, nu trebuia să te ascunzi. Dumnezeu nu spune, dispar din fața mea. Nu este posibil să te ascunzi de fața Domnului. Într-adevăr, ești nomad. Mergi dintr-un loc în altul. Dar Dumnezeu, din nou, nu-i spusese, vezi că s-ar putea să fie omorât de primul care are ocazia. Într-adevăr, Cain înțelege treaba asta. Când zice, vei fi izgonit din ogorul acesta, nu se referă doar la ogorul respectiv, se referă la pământul ăsta. Mi închipui că se referă la țara sau zona în care locuia și trebuia să plece în pribegie și n-avea să se așeze în niciun loc. Întotdeauna stătea cu cortul o lună, două, un an, doi. Ca Avram, nu? Exact. Numai cu alte motive cu totul diferite. Și cu alte lucruri pe care le lasă în urmă. Avram lasă altare, Cain
Spun lucrul ăsta pentru a observa că, până la urmă, pentru Avram, treaba asta nu era un blestem. Din orice lucru, așa zis, rău, când ești lângă Dumnezeu, poate să apară ceva extraordinar de bun. Da, da, ați subliniat și aș vrea să punctez, când ești lângă Dumnezeu. Da, 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 da. Asta este toată diferența. În sfârșit, deci Dumnezeu îi dă har și îi spune lui Cain, îi spune, uite, îți dau un semn, nimeni nu te va omorî. Versetul 16 este trist. Cain a ieșit de la fața Domnului și gata. Nu te așteptai ca dacă Dumnezeu e bun și îți dă o pedeapsă mai mică să stai înaintea Lui? Nu te așteptai să rămâi acolo? Nu te așteptai să-i mulțumești Lui pentru har? Rezultatul este a primit de la Dumnezeu o scrisoare de grațiere și când a avut-o în mână, a băgat-o în buzunar și și-a făcut de cap. Asta e toată treaba. Este un fel de abuz al harului lui Dumnezeu cu care Cain își continuă viața. Face parte din moștenirea pe care o avem. Astăzi abuzăm de de harul lui Dumnezeu până când ajungem la harul ieftin. Până când ajungem să nu mai prețuim nimic, să fugim de la fața lui Dumnezeu ca generație, ca lume. Cred că Cain fuge de la fața lui Dumnezeu cu un scop anume. Ca urmașii lui mult mai târziu, fiii oamenilor mult mai târziu, Cain zidește o cetate. Vrea să-și facă un nume. Vrea să devină cineva și pune numele cetății, numele fiului său, Enoch. Deci, pare a fi un nou lanț, o nouă verigă în lanțul răzvrătirii. Jertfa, uciderea, nesupunerea, plecarea de la fața Domnului. Sunt ok. Am plecat de la fața Domnului, îmi stabilesc aici, îmi întemeiez o fortăreață și totul va fi în regulă. Vreau ca Dumnezeu să nu mă mai deranjeze. Vreau să-mi trăiesc viața așa cum consider eu, așa cum cred eu că este cel mai bine, fără să mai am de-a face cu Dumnezeul acesta care, iată, îmi dă har, care mi-oferă ocazii de întoarcere, ocazii de a îndrepta ceea ce este de îndreptat în viața mea. Vreau să trăiesc fără Dumnezeu. Cain este urmat de un anume Lamech, un descendent direct al lui Cain. Acum apare poligamia și lucrurile se mai înrăutățesc încă un factor. Cum l-ați caracteriza pe acest Lamech? Stră nepotul lui Cain. Ce vă atrage atenția când vă uitați la viața și la cuvintele lui? Mi-atrage atenția o anume paradigmă pe care Lamech o ia din dialogul lui Cain cu Dumnezeu. Adică în Geneza 4:15, Domnul i-a zis lui Cain: nici de cum, dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Mai târziu, Lamech spune, Geneza 4:24, Cain va fi răzbunat de 7 ori, dar Lamech de 70 de ori câte 7. Mi se pare că și Lamech are ceva cu Dumnezeu. E moștenirea pe care o lasă Cain și el se ține de ea și are ceva cu Dumnezeu, pentru că el se raportează la acest moment în care Dumnezeu îi dă har lui Cain și el ia harul lui Dumnezeu și îl folosește ca paradigmă pentru răzbunarea lui și el spune cam așa: eu folosesc harul lui Dumnezeu pentru răzbunarea mea. Devine violent, devine criminal, devine tot ce vreți sub harul lui Dumnezeu. Mulțumesc. Mă gândeam că cealaltă situație extrem de bine cunoscută în care apare această formulă,
70 de ori câte 7. Vă aduceți aminte unde apare și în ce context? De câte ori să iert pe fratele meu? Este întrebarea pe care o pune Mântuitorului Petru. Și știm răspunsul. Deci, pe de o parte avem răzbunare. Să mă răzbun de 70 de ori câte 7, pe de altă parte am... Să iert. Și numărul probabil că este figurat. Nu se așteaptă nimeni neapărat să iert pe cineva de 490 de ori într-o zi. Puține persoane au capacitatea să greșească atât de mult. Poate, nu știu. Dar chiar dacă numărul este real, nu figurat, e contrastul acesta între un lăudăros care omoară fără nicio reținere. Ba chiar ajunge să se laude, da, cu ceea ce face. Și soțiilor, haideți să vă spun. Am omorât un om pentru rana mea. Nu știu dacă repetarea versului înseamnă că e vorba de același om sau sunt două victime aici. Dar am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Deci, din nou, o reacție disproporționată. Ei s-au ciondănit, s-au încăierat, tânărul i-a dat niște vânătăi. În schimb, Lameh l-a omorât. Spiritul lui Cain. Dacă îmi mai permiteți puțin, aș vrea să rămân asupra traumelor pe care asemenea fapte le produc în conștiința lui Dumnezeu. Deci în momentul în care Lamech se laudă cu 70 de ori câte 7, Dumnezeu ia acest număr și, așa cum ați spus, îl va folosi ulterior când dă har poporului evreu. 70 de săptămâni înseamnă 70 ori 7. Apoi când vorbește cu Petru și spune de 70 de ori câte 7. Ceea ce face Lamech, care sunt cuvinte, zicem noi, fără însemnătate, produc în mintea lui Dumnezeu traume care se cer a fi sau a avea răspuns. Și rămân în istorie. Și Dumnezeu va acționa răspunzând mereu și mereu la aceste probleme. Vă mulțumesc. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui pasaj din Cartea Patriarhi și Profeți și vă rog să împărtășiți cu ascultătorii noștri reacția dumneavoastră. În ciuda faptului că Cain, prin crimele sale, merita sentința de moarte, un creator plin de har, totuși i-a cruțat viața și i-a dat o ocazie de pocăință. Însă Cain a trăit doar ca să-și întărească, să-și împietrească inima, să încurajeze rebeliune împotriva autorității divine și să devină căpetenia unui șir de păcătoși, curajoși sau îndrăzneți și abandonați. Acest om apostaziat, condus de Satana, a devenit un ispititor pentru alții și exemplul său și influența sa și-au manifestat puterea lor demoralizatoare până când pământul a devenit atât de corupt și plin de violență încât a fost cerută distrugerea lui. Mă duc cu gândul la textul din Geneza 6:1. Începutul capitolului 6, da. Dumnezeu a văzut că pământul era atât de stricat și că întocmirile gândurilor din inima oamenilor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Undeva la introducerea studiului nostru, la pagina 34 jos, găsim o sumarizare a ceea ce se întâmplă înainte de potop. Următoarele evenimente: crima lui Cain, crima lui Lameh, scurtarea duratei vieții și înmulțirea nelegiuirii, toate constituie o împlinire a blestemului de la început, din Geneza capitolul 3.
Am studiat crima lui Cain, studiem despre crima lui Lameh. Înțelegem înmulțirea nelegiuirii până când ajunge la necesitatea potopului. Avem o analiză a unei lumi dinaintea noastră pentru ca să învățăm ceva pentru lumea noastră. Nu știu dacă mai are rost să vorbim despre scurtarea duratei vieții, dar și ăsta este un element destul de important până la urmă pe care Dumnezeu l-a dat ființei umane tot datorită harului, scurtând istoria și grăbind evenimentele datorită faptului că s-a scurtat viața umană. Astea sunt moștenirile lui Cain pentru noi. Așa s-a ajuns la Auschwitz. Un om sau omul care nu mai are nimic de Dumnezeu, din Dumnezeu, omul care și-a pierdut slava, și-a pierdut gloria, a devenit doar carne și sânge. Și carne și sânge criminală, ucigând pe fratele lui și așa mai departe, ce șansă mai are să iasă din această decadență? Cumva, momentul Cain este un moment deznădăjduit pe care numai Iisus Hristos îl va mai putea întoarce din drumul lui. Vă mulțumesc. Ce am omis din discuția noastră despre Cain și moștenirea care nu lasă? Haideți să trecem puțin prin revistă să vedem dacă am neglijat ceva important. Două categorii de oameni încă de la momentul acela, ilustrate mai târziu în parabola pe care Mântuitorul o amintește. Vameșul și fariseul. Unul care consideră că este neprihănit, că nu are nevoie de Mântuitorul și, dimpotrivă, își prezintă neprihănirea chiar și înaintea celorlalți, iar celălalt care își recunoaște nevrednicia, păcătoșenia și spune: Doamne, ai milă de mine. Se pare că regăsim aceste două categorii de oameni și de închinători încă din momentul acesta despre care am vorbit în studiul nostru. Mulțumesc! Lecțiunea ne atrage atenția asupra faptului că într-un context al moștenirii lui Cain, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și este partea surprinzătoare, este partea de lumină, partea care arată că s-ar fi putut face altfel și este oarecum împlinirea textului de memorizat care spune: tu poți să-l stăpânești. Dacă l-ar fi stăpânit, Cain ar fi putut umbla cu Dumnezeu. De acolo se schimbă lucrurile. Mulțumesc pentru că l-ați menționat pe Enoch. Mă folosesc de ocazie să repet o povestire care mie mi-a plăcut foarte mult când am citit-o prima dată. Nu numai Avraam era ospitalier, ci și Enoch, s-ar părea. Și se spune că pe când Enoch umbla cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a vizitat. S-au întreținut împreună, au discutat probleme interesante și la urmă Enoch l-a condus pe Dumnezeu spre casa lui, o bucată. Dumnezeu s-a întors, l-a vizitat pe Enoch și mai departe și de fiecare dată Enoch îl conducea pe Dumnezeu și îl conducea puțin mai mult decât înainte. După 300 de ani, Dumnezeu i-a spus: prietene, acum suntem mai aproape de casa mea decât de casa ta. Vino și fii oaspetele meu. E o alegorie frumoasă, dar mi se pare că descrie foarte, foarte bine, foarte potrivit umblarea lui Enoch și faptul că, în ciuda mediului în care trăia, Enoch umblă în mod constant cu Dumnezeu, dezvoltă acea relație timp de 300 de ani și are privilegiul de a fi primul om care nu gustă moartea. Strălucește în ciuda contextului în care trăiește, în ciuda moștenirii pe care Cain o lăsase. Iată că Enoch este un om care este un reper. Și așa de frumos ai spus, da, că Dumnezeu l-a chemat să se mute în cer. Un lucru de asemenea care merită să fie amintit este nașterea lui Set.
Am discutat noi, nu acum, ci înainte de începerea lecțiunii, faptul că datorită ideii că primul născut ar putea să fie Mesia, Cain a fost tratat într-un mod favorizat. Am discutat de asemenea că Abel, fiind al doilea, se pare, după numele care i s-a pus, că nu a constituit o mare bucurie pentru... A zis, ok, cine știe ce o fi de acum încolo. După moartea lui Abel, Adam este silit să reanalizeze istoria și casa lui și tot ceea ce s-a întâmplat. Și când apare Set, el vorbește despre un nou început. O nouă sămânță de oameni. Un nou altceva. În timp ce Cain mergea pe calea lui, Adam se hotărăște să o ia de la început sau să o ia iarăși de la capăt cu omul acesta, cu noul său copil, cu Set. Rămâne de gândit, rămâne de rugat, într-adevăr, vis-a-vis de ceea ce a spus Gabriela la început, rolul părinților, responsabilitatea lor, influența lor față de copii. Până la urmă, trebuie gândit bine. Mulțumesc. Mă gândeam, când vorbeam despre și despre crima lui Cain și despre cea lui Lamech și toate celelalte care urmează, inclusiv Auschwitz. Mă gândeam la acel vers din poezia lui Robert Burns. Man's inhumanity to man. Neomenia omului către om. Nu știu dacă mă puteți ajuta cu o traducere mai bună. Ideea este că omul este capabil să facă, să comită acte oribile împotriva semenului său. Și vedem lucrul acesta începând cu Cain, care pentru divergență în probleme religioase îl ucide pe fratele său, până în zilele noastre, până în epoca în care evreii sunt cauzele tuturor relelor, haide să-i anihilăm. Și cu mentalitatea aceasta nebună, rea, imorală, omorâm 6 milioane de persoane. Deci nu există limite în privința neomeniei omului către alt om când Dumnezeu, când prezența lui Dumnezeu nu este cerută acolo. Sau când alegi să pleci departe de Dumnezeu și alegi să fugi departe de fața Domnului. Ești capabil de orice. Vă mulțumesc. Concluzii. Cred că le-am tras deja. Adică trăim într-o moștenire a lui Cain, dar putem să trăim ca Enoch. Mulțumesc, foarte bine spus. Este o avertizare studiul acesta și așa îmi place să-l văd. Nu te juca cu harul lui Dumnezeu. Dumnezeu este plin de bunătate, îți dă ocazii de întoarcere, ocazii de pocăință, dar nu te juca cu harul lui Dumnezeu. Și mi-a mai plăcut foarte mult ceva și aș vrea să subliniez. Nu lăsa să crească în sufletul tău invidie, nemulțumire, pentru că s-ar putea să ajungi să faci lucruri la care nu te-ai gândit niciodată. Mulțumesc. Un mesaj potrivit pentru toți și am face bine să-l punem la suflet. Vă mulțumesc pentru discuția din seara aceasta. E târziu. Apreciem că ați fost de acord să ne întâlnim și să discutăm acest studiu. După cum am spus, vă mai așteptăm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și ascultătorilor noștri care ne-au urmărit. Ne bucurăm să studiem împreună. Și vă rugăm să studiați singuri. Scriptura este o carte deosebită. Nu este doar o carte, este Cuvântul lui Dumnezeu. Și în ciuda temerilor sau avertizărilor celor care spun Scriptura nu poate fi înțeleasă, pentru cel care dorește într-adevăr adevărul, cunoștința,
Dumnezeu este dispus să o dea. Vă dorim binecuvântarea și călăuzirea lui Dumnezeu în studiu și în viețile dumneavoastră și până data viitoare, toate cele bune. La revedere!